Oratorul de Anton Pavlovich Cehov. Într-o dimineață frumoasă avea loc înmormântarea lui Kiril Ivanovici Vavilonov, asesor de colegiu, decedat din pricina a două boli atât de răspândite, nevasta rea și alcoolismul. Când cortegiul funebru plecă de la biserică spre cimitir, unul dintre colegii răposatului, un oarecare Poplavski, se urcă într-o birge și plecă în goana mare la prietenul său, Grigore Petrovici Zapoichin, un bărbat încă tânăr și totuși destul de cunoscut. Zapoichin, după cum poate că știu mulți, avea talentul rar de a improviza cuvântări la nunți, la aniversări și la mormântări. Era în stare să vorbească oricând, și când se scula din somn pe stomacul gol, și când era beat mort, și când îl scuturau frigurile. Discursurile lui curgeau ușor și fără potigneli, așa cum curge apa de ploaie pe burlan. Dar în același timp erau și bogate. În vocabularul lui de orator găseai mai multe vorbe duioase decât gândaci de bucătărie într-un tractir. Vorbea totdeauna cu căldură și atât de mult, încât uneori, mai ales la nunțile de pe la negustori, era nevoie să se recurgă la ajutorul poliției pentru a-l face să se oprească. Poplavski îl găsi acasă. La tine am venit, frățioare. Da? Da, îmbracă-te repede și hai cu mine. Și a murit unul dintre ai noștri și îl petrecem chiar acum în drumul lui spre lumea ilaltă. Și vezi bine că trebuie să-i spunești lui acolo câteva baliverne, așa, da, știi, de adio. Dar știi, frățioare, în tine ne-am pus toată nădejdea. Acum, dacă ar fi murit vreunul mai mărunțel, nu te-am fi necăjit, că... Da, și nu e vorba de un stil de cancelare, cum se zice. Și oricum, parcă nu face să-l îngrope așa fără discurs pe un moțat ca el. Asesorul, bețivanul acela, nu? Așa, da, bețivanul, știi? O să ne dea și blinele și cu stârstea. Îți plătește și birja, frățioare. Zău, hai, suflețile, hai, zău, hai. Și acolo, acolo trage și un discurs cu alea cât mai ciceronian, că nu o să-ți pară rău. Da, primesc bucuros. Stai să-mi iau un aer melancolic și ieșim în dată. Așa. L-am cunoscut pe asesorul vostru. Era o pușlamaș obiesii, Dumnezeu să-l ierte, cum nu sunt mulți. Nu-i frumos să vorbești așa despre răposta, azi grișa. Adevărat, ai dreptate, ai dreptate. Aut mortuis nihil bene, așa. Totuși mare pe cliban era. Prietenii ajunseră din urmă cortegiul funebru și se amestecară în mulțime. Răposatul era purtat încet, așa că până la cimitir cei doi prieteni avură tot timpul să intre în vreo trei tractire și să dea pe gât câte un păhăruț pentru odihna sufletului celui trecut în veșnicie. La cimitir s-a oficiat prohodul. Soacra, nevasta și cumnata răposatului au plâns mult după datină. Văduva chiar a strigat în timp ce coborau sicriul în mormânt: lăsați-mă la el! Dar nu și-a urmat soțul în groapă, amintindu-și fără îndoială de pensie. După ce așteptă să se facă liniște, Zapoichin făcu un pas înainte, îi învălui pe toți cei de față într-o privire și începu. Să dăm crezare ochilor și urechilor. N-o fi oare un vis rău sicriul acesta? Fețele acestea plânse, bocetele și suspinile. Dar vai, nu e vis și văzul nu ne înșală. Acela pe care până mai ieri alaltăieri îl vedeam atât de plin de viață, atât de tinerește, proaspăt și nevinovat, acela care până mai ieri alaltăieri sub ochii noștri își căra mierea ca o albină neobosită în stupul, obștesc pentru binele statului, acela care, o, da, chiar el s-a prefăcut acum în pulbere, în miraj imaterial. Moartea neînduplecată și-a lăsat asupra-i mâna ei rigidă, tocmai atunci când, cu toată vârsta lui înaintată, era împlinitatea puterilor și a nădejdelor celor mai strălucitoare. Da, e o pierdere ireparabilă. Cine o să-l poată înlocui? Avem mulți slujbași de valoare, însă Procofii Osipici era unic. Devotat până în adâncul sufletului datoriei lui cinstite, el nu-și curța puterile, nu dormea nopțile,
era dezinteresat și incoruptibil. Oh, cât îi disprețuia el pe cei care încercau să-l corupă în detrimentul intereselor obștești, pe cei care prin tot soiul de bunuri pământești ispititoare încercau al îndupleca să-și uite datoria. Cine nu știe că Procopii Osepici își împărțea modestul lui salar colegilor mai săraci? Și ați auzit singura din auri bocetele văduvilor și ale orfanilor care trăiau din binefacerile lui. Devotat datoriei și faptelor bune, el n-a știut în viață ce e o bucurie. Ba mai mult, a renunțat până și la fericirea unui cămin. Dar știți cu toții că a rămas holtei până la sfârșitul zilelor sale. Dar ca prieten, cine o să ne-l poată înlocui? Parcă-i văd fața rasă și plină de duioșie îndreptată spre noi cu zâmbetul acela blajin. Parcă-i aud glasul blând, potolit și prietenos. Fie-ți sărâna ușoară, Procofii Osepici, odihnește-te în pace, nobil și cinstit muncitor. Discursul lui Zapoichin plăcea tuturor celor care l-ascultau. Storsese chiar și câteva lacrimi. Totuși, pe aici, pe colo, li se păruse ciudat. În primul rând, nimeni nu înțelegea de ce oratorul îi spunea răposatului Procofii Osepici când îl chema Kiril Ivanovici. În al doilea rând, știau cu toții că răposatul se războise toată viața cu nevasta lui legitimă și, prin urmare, nu putea să fie holtei. Iar în al treilea rând, Kiril Ivanovici avea o barbă deasă și roșcată pe care nu o răsese în viața lui. Așa că nimeni nu înțelegea de ce spusese oratorul că se purta bărbierit. Ascultătorii se uitau unul la altul nedumeriți și ridicau din umeri. Curând, ei începură să observe și la orator un lucru ciudat. Își ațintise privirea într-un anumit punct, frământându-se pe loc cu neliniște. Deodată tăcu și se întoarse către Poplavski. Ascultă, dar trăiește. Cine trăiește? Procopii Osepici, cine altul? Uite-l acolo lângă monumentul acela. Păi nici n-a murit. Uf, a murit Kiril Ivanici. Bine, dar chiar tu mi-ai spus că a murit asesorul vostru. Așa și este. Kiril Ivanici era asesorul nostru, numai că tu, zăpăcit cum ești, ai încurcat lucrurile. E drept că și Procopii Osepici a fost asesor la noi. Dar sunt 2 ani de când a trecut ca șef de birou la secția a doua. Dracu să vă înțeleagă. Ce te-ai mai oprit? Ce te-ai mai oprit? Dă-i înainte că ne facem de râs. Procofii Osepici, chipul tău nu era frumos, ba era chiar urât. Erai ursus și aspru din fire, dar știam cu toții că sub învelișul acela înșelător bătea o inimă cinstită de prieten. După înmormântare. Și ți-a venit la poichi, da. Ai îngropat omul de viu. Uite-l și pe Procofii Osepici. Păi da, Noi frumoși tineri, discursul dumitale poate că s-ar potrivi unui mort, dar pentru un om încă în viață e curată bătaie de joc. Gândește-te numai la toate câte le-ai spus. Dezinteresat, incoruptibil, nu primește mită. Asemenea lucruri nu se pot spune decât în bajocură despre un om care trăiește. Și pe urmă, domnule, nimeni nu te-a rugat să înșiri versi uscate despre figura mea. Nu-s frumos. Sunt urât, ies așa cum sunt. Dar ce nevoie aveai tu, dumneata, să-mi expui mutra în văzul tuturor? Nu să știi că m-am supărat.